Bun, ascultă, hai așa, spun așa un secret. Și așa va fi, altfel nu va fi, va fi așa cum vă spun eu acum. Dumnezeu, în ceruri, răsplătește pentru faptele noastre, sau nu? Da sau nu? Sigur răsplătește. Ține minte, tu ai făcut atâtea fapte, multe fapte. Orfani, văduve, ei i-a ajutat oamenii, ei ținut în casă, ei hrănit, ei... Și Dumnezeu pur și simplu ia tot și aruncă la gunoi. Tot absolut ce ai făcut tu. Fapte bune, în numele Domnului, tot aruncă la gunoi. Și lasă numai un pic, doar ce ai făcut cu dragoste. Interesant. Interesant, Doamne, dar cum? Oare să fie așa? Păi eu un an de zile am ținut oameni în casă. Și când eu într-o zi bătrân închid ochii, bătrânul Dumitru închide ochii, nepoții vin la capul lui, bunicul zice, eu plec la Domnul. Și în sfârșit Dumitru ajunge acolo în ceruri, zice, Doamne, acum răsplata. Da, eu sunt mântuit, da, eu sunt... Dar mi-e interesant răsplata să văd. Și când mă uit un pic de răsplată, Doamne, cum un pic numai? Da, un pic, pentru că numai un pic ai făcut cu dragoste. Restul le-ai făcut cât trebuie făcute. Dumnezeu nu are nevoie de jertfe care trebuie făcute. Tu înțelegi un pic sau nu? Ce răsplată ai avea în ceruri tu dacă Dumnezeu ți-ar cântări doar ce ai făcut cu dragoste? Hai, sincer, acum, fă-ți un test singur ție înăuntru tău. Ce ai lucrat tu o lună, două, trei, pentru Domnul, fără dragoste, eu te rog, poți tu de astăzi să le arunci la gunoi. Pentru că ele în ceruri nu-i acolo în ceruri, tot ce ai făcut tu. Apostolul Pavel zice, poți să-mi dau trupul la moarte, poți să-mi dau mâncarea la săraci toată, dacă n-am dragoste, nu-mi folosește la nimic. Păi dacă lui Pavel pe pământ nu-i folosește la nimic, dar pe-n ceruri, la ce-i folosește? Tot la nimic. Cum am stai un pic, mi-e interesant. Frate Pavel, tu vreau zic că ai fost din bătăi, peste tot acolo, prigoane, tot. Și la urmă tu vrei să zici că Dumnezeu unele fapte de-a tale, Pavel, nu o să le ia în considerație? Pavel zice, da, nici de mele nu o să ia. Pentru că tot ce am făcut eu, Pavel, fără dragoste, nu se socoate. Știu că un pic asta e dur, dar asta e. Dacă am făcut ceva fără dragoste, pur și simplu e gunoi. Ține minte asta. Ce-i dragoste, dar? Ce-i dragoste? Ia uite. Uite așa o idee. Tu iubești? Tu zici că iubești peștele. Iubești? Este cineva care iubește peștele? Atunci de ce îl muști? Ok. Fii atent. Când tu zici că iubești peștele, dar îl muști? Asta ca atare, nu e nimic rău, dar asta ca atare înseamnă că tu te iubești pe tine. Nu peștele. Ți-ți place de tine, ți-ți place, ți-i să-ți fie bine și tu muști peștele. Normal, dacă l-ai iubi peștele, l-ai pune în acvarium și te-ai uita la el, ai avea grijă de el. Știți, un pic, într-adevăr, un pic, la Dumnezeu dragostea e ceva diferit, înțeles. Nu e cum oamenii înțeleg. Eu iubesc tare, măi, ce tare iubesc să ajut pe oameni. Dar de ce tu iubești? De ce dar acum te-ai supărat când pe tine nu te ajută? Înseamnă că tu ai ajutat ca să fii ajutat. Înseamnă că tot ce ai ajutat tu 5 ani ca să fii ajutat, la gunoi și în ceruri nu-i. Nimic nu-i. Din ce ai făcut 5 ani, nu-i. Poți să te dezamăgești astăzi. Astăzi o să fie cea mai mare încurajare
să te duci acasă dezamăgit, să zici, Doamne, din 15 ani de credință, numai 2 luni jumate s-o coț. Da? Pentru că tu ai predicat, dar poate fără dragoste. Doamne, dar eu, fraților, dați să vă spun așa. Soțul locuiește cu soția împreună. Ei trăiesc împreună de 15 ani. Dar dacă ar socoti, s-ar socoti după dragoste cât ei trăiesc împreună, ei au 1 lună jumate de când s-au însurat. Ei au 1 lună jumate după nuntă. Atât au trăit cu dragoste. Restul, așa trebuie. Dar cum e așa trebuie, așa nu-i dragoste. De multe ori, trebuie și gata. Cine din voi trăiește în dragoste cu soția? În dragoste. Câți... Hai, de azi înainte să poți fi cinstit. Când cineva te întreabă de câți ani sunteți împreună cu soția, zici normal de 15, dar dacă după dragoste 3 luni avem. Pentru că tu ți-aduci aminte. O zi atunci ea s-a bucurat când tu i-ai spus, după aia iar jumătate de an. Și după aia iar jumătate de zi dragoste. După asta eu... Cum ne iubește pe noi Dumnezeu? Iubește Dumnezeu ca omul? Dar vreți să vă demonstrez acum că câinele e mai drept ca omul. Câinele iubește mai tare ca omul. Păi ce interesant, eu am avut câine acasă. Eu l-am bătut pe câine. L-am bătut tare. Pentru că mi-a mâncat ceva care eu trebuia să mănânc. Tot aveam dragoste. Eram plin de dragoste. Și l-am bătut pe câine. Și uite interesant. După ce am tras vreo 4 picioare, dar la un câine mic. L-am dat după poartă. Eu l-am dat după poartă, m-am dus pe patul meu afară acolo. Câinele a sărit prin capul gardului și la mine în braț a venit și sângera aici. La mine în braț a venit. Eu îl bat. Și el la mine în brațe vine. L-am luat și l-am aruncat, l-am dus la iaz și l-am aruncat în apă, departe, în apă. Și câteva zile câinele a venit înapoi acasă, bucuros, la mine în brațe, dar de din coadă. Dragoste. Ascultă, vreau să-ți spun un lucru. Când tu ai să exersezi mult dragostea, poate că peste câțiva ani o să iubești ca un câine. Cred că am zis un secret acum. Tu ce ai ajuns, măi, ca un câine, măi, nu om, măi, dar câine. Oh, ca câinele trebuie să ajungi. Știi cum este vorba? Câine, măi, că câine, nu om. Stai un pic. Tu știi cum câinele iubești? Dar acum omul, nici n-ai reușit să-l calci pe coadă. 5 ani. N-are treabă cu tine. Și zici că, dar suntem oameni la urmă tot. Eu sincer vă spun, eu nu vreau să iubesc ca oamenii. Vreau ca câinile. În dragoste vreau să fiu câine. Să vă iubesc ca un câine. Voi să mă supărați și eu să vin să vă iubesc totdeauna. Voi vă dați seama între noi dacă să ne iubim ca câine? Chiar o propoziție nouă. Ne iubim ca câine? Ca câinile știi cum? Nu ne le pădeam niciodată. Pentru că câinile e prieten, el nu te leapă niciodată. Bun. Să închipui altceva. Dumnezeu, ca să-ți dea nasul jos ție și mie, a creat câinile. Creat câinile și spune, când tu vreodată crezi că ești tare iubitor, ca Dumnezeu să-ți dea nasul jos, ca să te înveți o lecție, îți trimite un câine și tu vezi cum câinile ăla nu te leapă. Domnul se îngăduie ca biserica să iubească măcar cum se iubesc câinii. Tare. Știți asta? Când un om n-are casă, ceilalți pot să-l lasă fără casă. Dar între câini nu e așa. Între câini n-ai casă tu, îmblăm toți prin București, câte 20 odată. Între câini e așa. E că câini știu a iubi. Fraților, cum ne... Ok, am vorbit despre câini cum iubești, dar cum Hristos ne iubește pe noi? Adi cineva la ușă.
Da. Câinile? Bun, dar cum e dragostea adevărat? Închideți ușa cineva, Sabine. Rezolvă ei acolo. Mă uit niște pakistaneze, femei, la ușă. Interesant. Bun, dau o întrebare. Dorin, filmează pe toți care ridică mâna. Cine vrea să iubească ca câinile? Dar ca omul, vreți să iubiți omenești? Nu. Dar cum e dragostea adevărată? Ascult, dragoste adevărat. Necondiționat. Da. Uneori soțul îi spune la soție că o iubește din toată inima pentru că vrea salată. Sau soția îi spune la soț puișor și el zice, parcă i-am cumpărat cizme. De ce așa mare? Știți, cel mai mult se întâmplă, nu întotdeauna, dar cel mai mult se întâmplă că dragostea care eu ți-o ofer ție, eu ți-o ofer numai în cazul când știu sigur că nu atât, dar măcar un pic să am ceva înapoi. Măcar un pic. Dar vreau să-ți spun așa, din pricina la măcar un pic înapoi, Dumnezeu aruncă la gunoi toată dragostea ta. Toată dragostea, dacă tu măcar un pic cauți folosul tău. Mai cuvintele alea din Corinteni, ele sunt tare puternici. Dragostea nu caută folosul ei. Știi de ce tu te nervezi pe oameni? Ați auzit vorba asta? Faci bine și ajungi rău. Dar să mai faci rău, ajungi rău. Ați auzit vorba asta? Da. Asta e o vorbă din lume. Lumește-i drept. Dați-mi voie să vă spun. Creștinul, el nu trebuie să facă bine că să ajungă bine. Pentru că dacă el face bine că să ajungă bine, înseamnă că el a făcut acolo cu folos. El a făcut bine că ăla se facă înapoi bine. Că dacă ăla nu-i face bine, el nu-i mai face niciun bine. Cu mine uită cu binele toată viața, da? Ți-am făcut bine odată, trei, dar cât se poate, gata. Câinele așa nu face. Eu fac bine. Și dacă ajung rău, înseamnă că chiar nu mi-am căutat folosul deloc. Eu fac bine și dacă mie nu mi se răsplătește deloc înapoi, aia e dragoste, aia e un pic de colb, un pic de praf care se scutură din dragostea lui Dumnezeu. Aia da. Restul nu. Dar și eu muncesc. Eu aduc bani la casă. Copiii ăștia au cizme pe ei, încălțăminte. Eu obosesc. O ciorbă n-o putut să fie azi gata. Aha, tu de asta aduci mâncare la casă? Tu de asta cumperi cizme pentru că ea să-ți facă ciorbă. Am înțeles, dragostea ta e foarte adevărată. Ce? Eu la ce-s femeie? Cât fac pentru tine? Spăl hainele tale. Pregătesc masă, pregătesc și niciun cuvânt din partea ta. Aha, tu de asta faci? Deja cu câinile nu te putem compara. Pentru că câinile, dacă te uiți, niciun cuvânt nu întoarce înapoi prietenului său. Doamne, dar ce temă e asta? Nu înțeleg. Ce fel de dragoste e asta? Vreau să vă spun că Iisus Hristos e dragoste absolută. Iisus iubește tare. Hai un pic să vorbim cine e Iisus. Cine e Domnul Iisus? Și după asta trecem la niște versete. Ascultă. Domnul Iisus este regele regilor. Voi vreodată l-ați văzut pe Vladimir Putin cum arată? Și pe Băsescu. Obama. Știi, când un președinte spune, măi, când un președinte spune niște cuvinte, ia ființă deodată în țară. Când e vorba Ceaușescu să treacă printr-un oraș, acolo fac și drumurile, asfaltau tot. Vreau să-ți spun așa, că Putin, Obama, Yeltsin, Stalin, toți împărații, da, Ioan cel Groaznic, Chinggis Khan,
Dacă îi pui pe toți pe un cântar, ei nici măcar nu-și pot ridica ochii să se uite în ochii lui Hristos. Pentru că ei nici de cum nu se pot compara toți împreună pe un cântar, nu se pot compara cu Domnul Iisus Hristos. Iisus Hristos a spus așa cuvinte, când i s-a tăiat urechea lui Malhu, țineți minte? A spus, eu pot chema acum niște legiuni de îngeri? Un înger poate distruge tot globul. Iisus Hristos are sub el miliarde de serafim, heruvim, îngeri. Iisus Hristos are ochii ca para focului. Închipuiți-vă că ăsta e globul. Globul. Dacă Iisus Hristos cu ochii lui ca para focului se uită la glob, numai o dată, într-o secundă, într-o clipă, din ochii lui poate să iasă foc și tot globul să sfarme ca un bulgăr de noroi uscat. Iisus Hristos, numai dacă se uită, Iisus Hristos poate stinge, termina orice, globul nu-i. Iisus Hristos e împăratul împăraților. În Psalmul 2 scrie, împăraților, fiți atenți, nu supărați pe Fiul. Cine din voi ține minte așa verset? Împăraților, fiți atenți, nu supărați pe Fiul, să nu mâniați pe Fiul. Ascultați, Iisus Hristos înaintea Lui se mace în munții, se sfarmă stâncile. Iisus Hristos e împăratul împăraților, Domnul domnilor. Domnul Iisus Hristos, acum, în aceeași secundă, stă cu noi pe scaun și în aceeași secundă e peste câteva miliarde de galaxii în partea stângă. El așa e de mare, Iisus Hristos, El e Dumnezeu, că El nu poate încape în tot universul. El ține 7 duhuri al lui Dumnezeu și 7 stele în mâna Lui. El este Cel Sfânt, Cel Adevărat. El este Cuvântul Vieții, El este Învierea și Viața. Lui niciodată nu-i trebuia să vină pe pământ să moară pentru tine. Pentru ce? El putea să stă în veci, de veci, în ceruri, fără să vină și să moară aici. Pentru ce? Eu vreau să-ți spun un lucru, ascultă. Tu în Anglia ai venit. Și pentru că în țara asta e bine. Și poți să faci un ban. Și poți să-ți permiți una sau alta. Tu în sat nu te mai întorci. Niciodată. Știi de ce? Pentru că ți-e bine. Vă spun acum și altceva. Tu în sat nu te întorci niciodată. Eu am întâlnit mulți moldoveni. Mulți din România care au zis așa, eu mă duc în Anglia, pe jumătate de an, fac un ban și mă întorc acasă. Aha, s-o crezi tu. O venit pe jumătate de an, încă jumătate și care 7 ani. Spuneți toți care ați venit aici ce ați spus, pe un timp și ne întoarcem, nu? Fac casă. Pe urmă înțelegi că trebuie și internet să-ți tragi, iar mai stai un an. Vreau să-ți spun așa un lucru. Dar știi de ce tu ai plecat din sat, ești în Anglia și nu te mai întorci în sat? Pentru că tu te iubești pe tine. Și noi iubim și ce mâncăm? Să mâncăm ceva gustos. Iisus Hristos era în ceruri, în rai, în veșnicia veșniciilor. Și Iisus Hristos te-a iubit pe tine și pe mine. A lăsat cerul, a lăsat tot. Și a luat chip de rob. Chip de rob. De atâta tu, să nu iei ușuratic, știi? Iisus Hristos a murit pentru mine și gata. Stai, stop. Tu știi cine e Iisus care a murit pentru tine? Că dacă o iei ușuratic, tu îl compari pe Iisus cu Andrei, cu Gheorghe, cu Dumitru, cu Vasile. Iisus a murit pentru mine. Iisus a murit. Auzi, Iisus tot ați fac. Stai fără grijă. Ca și cum Iisus ar trăi în apartamentul de alături. Ascultă, pentru că iubește, a părăsit tot, a luat chip de rob și a venit din urma ta. Dați-vă arăt cum e dragostea lui Iisus. Iisus iubește, iubește Iisus pe curvari. Da, pe hoț. Tare iubește.
Iisus, îi iubești pe homosexuali? Tare iubești. Interesant. El nu iubește păcatul lor, dar el pe păcătos îl iubește. Da sau nu? Vreau să vă spun cum e. Când un om sună la o femeie desfrânată și îi spune, de seară vin la tine, soțul nu e acasă. În timpul ăla, Domnul Iisus stă cu ușa deschisă lângă curvar și îi dă șansa să se pocăiască, oricând. Și la curvar îi se dau niște impulsuri care îi spune, nu-i drept ce faci. Noi toți care am curvit știm ce înseamnă asta. La toți ne s-au dat impulsuri, nu-i drept. După asta omul merge spre casa desfrânatei. Iisus merge cu el împreună, de urma lui. Da, da, da. Pentru că Iisus îl iubește pe om. Eu vreau să vă spun, Iisus de multe ori merge cu toți care se duc în baruri. Pentru că Iisus îi iubește pe ei. Iisus le dă impulsuri, nu-i drept, nu-i bine. Vreau să vă mai spun ceva, oamenii se duc la desfrânate, în baruri, pe unii mărg, Iisus e de urma lor, Iisus îi iubește. Și mai este altceva. Omul merge pe ultima sută de metri spre iad, anume intră în iad. Iisus merge cu omul spre iad. Interesant. Cum Iisus face asta? Da. Și ca omul merge în iad, Iisus e cu el, îi dă impulsuri, pocăiești, întoarce-te. Și ca omul stă în ușa iadului, Iisus stă cu păcătosul în ușa iadului. Și în ușa iadului mi-ai dă o șansă. Așa iubește Domnul. Eu n-aș fi iubit așa. Niciodată. Apostolul Pavel a zis să nu stați cu curvare la masă. Și-i drept. Omenește și un pic duhovnicește, e drept. Dar Iisus a stat cu curvare la masă. Iisus a lăsat să intre curva și să-i spele picioarele. Iisus iubește păcătos. Ascultă, vrei să te asemeni cu Iisus? Iubește ca Iisus. Iubește păcătos. Și că când omul merge spre iad și asta e ultimul lui pas, Iisus Hristos e cu el în ușa iadului. Da, eu știu că pe tine te depășește ce spun eu acum, te depășește. Că nu spate, că normal trebuie după dreptate. Dacă după dreptate, noi toți trebuie să fim în iad. Numai când omul deja a călcat în iad, atunci s-a terminat. Iisus în iad cu omul nu intră. Deja alegerea a fost făcută până la sfârșit. Aici citim un verset care niciodată nu l-am citit noi. Niciodată nu l-am citit. Ioan 3:16. Hai să deschidem la Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Stai un pic. Dar când a iubit Dumnezeu lumea? Când lumea s-a pocăit sau când lumea încă era în păcat? O întrebare. Stai un pic. Când Domnul concret a iubit lumea? Cui din voi a trecut vreodată prin creier? E că eu acum m-am pocăit și eu acum sunt iubit de Dumnezeu mai tare. Ascultă, tu crezi că Dumnezeu te iubește pe tine mai tare ca pe un păcătos din lume? Nu! Curvarul cel mai pierdut, Dumnezeu îl iubește exact ca pe tine. Da, tu ești mai plăcut lui ca curvarul, dar de iubit vă iubește tare la fel. Tare! Exact cum tu iubești pe toți copiii care ai în casă. Indiferent că-i hoț, că tu iubești pe ei pe toți. Măi, fiindcă atât de mult ai iubit, undeva este în Biblie un verset, căutați-l voi acasă. Pe când încă eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Interesant. Pe când încă eram morți în păcatele noastre, Hristos ne-a iubit și a murit pentru noi.
Asta e un pic, un fel de iubire care depășește dragostea omenească. Dar eu cred că așa dragoste numai câinile o înțelege. Pentru că câinile iubește și atunci când stăpânul lui e păcătos și îl bate. Dacă atunci câinile își dă viață. O arătat într-un filmuleț un pic cum un stăpânul câinilor, prietenul câinilor, era un alcoolist. L-a bătut pe câinii pe mal și după asta beat, s-a dus în apă și acolo nu mai putea, că era beat, l-a apucat cărcei sau... Și câinile așa însângerat au venit și îl trăgea de aici, la mal. Interesant ce dragoste. Pe când încă eram păcătoși, Iisus ne-a iubit. Păi de stai un pic, dacă Iisus ne-a iubit pe noi, Dumnezeu ne-a iubit pe noi, atunci care e meritul nostru? Niciunul. Ascultă, tu te-ai pocăit, asta a fost milă al Dumnezeu față de tine acum 3 ani sau 5 sau 7. Și când tu vezi o lesbiancă pe drum, care e răzvrătire, care ți-e greață să te uiți la dânsă, fii atent să nu o urăști. Repede încarcă-te cumva, Iisuse, pune dragoste în mine. Și apropie-te de ea și spune, Iisus, te iubești. Domnul Iisus e dragoste. Domnul vrea tu să te pocăiești, să te întorci la Domnul. Și dacă e să întoarce? Hai să deschidem împreună la 1 Ioan. Unu Ioan, capitolul 4 cu 10. Pentru că e la plural, o să citim versetul 10 împreună, da? Citim tare toți odată. 2, 3. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Versetul ăsta te smerește și ar trebui să te smerească pe toată viața. Tu azi ești mântuit nu prin faptul că tu tare L-ai iubit pe Dumnezeu. Tu nici azi nu-L iubești tare, cum trebuie să iubești, ca câinile. Da, așa-i, tu iubești și tu trebuie să te exersezi și cât mai mult să te antrenezi. Doamne, ajută-mă să iubesc fără să am vreun folos din asta. Doamne, ajută-mă să fac lucrarea Ta fără să-mi dai răsplată pe pământ. Doamne, fraților, vă știți cum e? Un credincios în Africa făcea multe lucrări și se îmbolnăvea mai tare. Vestea Evanghelia cu mai multă râvnă și mai tare răbătut. Înțelegi? Și oamenii care la urmă el și-o dat și o fetiță de-a lui a murit pentru o familie de negri, de africani acolo. Familia aia o luat la urmă și l-o băgat și în pușcărie pe 3 ani acolo în Africa. Înțelegi? El chiar nimic nu a avut înapoi. Chiar dragoste fără folos. Asta e om fericit. Asta e nebunie dragoste. Uite, și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Asta e dur. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu, trebuie și noi unii pe alții. Da, da, Doamne, Tu ce ai în vedere? Că cum să ne iubim noi unii pe alții? Cum să iubești, Doamne, pe frate când fratele te calcă pe coadă și te supără, Iisuse? Și sora, eu știu, poate, supără, Doamne, și așa mi-e dureros. Iisus spune, ai dragoste omenească de-a Ta. Firească poți să o numești drăcească. Dragostea lui Dumnezeu, când este într-un om, omul ăla n-ar trebui să se supere, chiar dacă nu îi se face dreptate, chiar dacă e neîndreptățit. Dacă tu ești neîndreptățit,
Dacă mie nu mi-s face dreptate, trebuie să mulțumesc Domnului, zic Iisuse, ție tot nu ți s-a făcut dreptate și tu i-ai iubit. Tu ai fost neîndreptățit și tu i-ai iubit. Și atunci când ei toți strigau la tine cu cuvinte murdare și huleau, tu ai strigat și ai spus, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Tu înțelegi? Când pe tine te numești în tot felul, când la tine se urlă, tu i-ai ajutat, ai ținut jumătate de an în casă pe oameni, le-ai dat din pâinea ta, din tot a tău, și la urmă ei te vorbesc de rău, toată răzbunarea ta trebuie să fie asta, Tată, iartă-i, căci ei nu știu ce fac. Dar știți cum se mai întâmplă în ziua de azi? Oamenii splini de dragoste și îl mai bagă și pe Dumnezeu în dragostea lor mică și spun, las, că știi, Domnul, ce am făcut eu, știi, Domnul, știe, și Domnul să vă facă parte. Domnul să... Eu vă spun, Dumnezeu cu prostuții nu are treabă. Ca să-și manifeste dragostea cu prostuții nu merge. Las că știi Dumnezeu. Hei, știi Domnul. Domnul să aibă milă de tine, băiete. Tot e un folos aici. Asta nu e dragoste adevărată. Dragoste adevărată, tu înțelegi când e? Când tu le dai la 5.000 de oameni pâine, când tu le vindici copiii, scoți dragi din fiii lor, când tu le dai apă, când tu îi vindici de tot felul de boli, când tu le învii soții și soțiile și la urmă ei te pun pe cruce ca răsplată pentru tot binele tău care l-ai făcut. La urmă ei stoarnă oțet peste tine. Ca tu la urmă, în loc să te dai jos de pe cruce și spuneți plecați tot globul în iad, el stă acolo Dumnezeu pe cruce și zice, Tată, iartă-i. Căci ei nu știu ce fac. Dragostea dumnezeiască în tine e atunci când tu nu spui cumva cu supărare, ei, Dumnezeu să te ierte, lasă că... Știți cum este? Nu, tu spui cu durere în inimă, Tată, iartă. Chiar nu știi ce faci. Uite, mi-a tras acum un pumn în nas. Nu-l dau la poliție. Mi-a tras pentru că el nu știe ce face. Nu știe. Și aici vine dragostea drăcească, omenească și zice, hei, nu știe, tu crezi că el e prostuț, el e deștept, las că știe el ce face. Iisus spune, nu știe ce face. Dacă ar ști, fraților, voi sunteți de acord că în tot trecutul vostru, când ați procedat drăcești, voi atunci nu știați ce faceți și acum vă pare rău. Cineva undeva a luat cheița și v-a sucit în creier și acum voi știți ce faceți. De ce voi știți? Pentru că este cineva care v-a făcut cheița. Hristos a pus în noi dragostea Lui. Amin? Dacă zici că ai dragostea Lui, te rog, procedează după dragostea Lui. Și dacă zici că iubești peștele, nu mai mușca. Înțelegi? Bun. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Versetul 12. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Aha, am înțeles. Doamne, am înțeles un secret. Deci eu pe tine n-am cum să te văd niciodată. Domnul spune niciodată. Numai în ceruri. Doamne, dar eu pe pământ pot să te simt măcar câteodată? Cum, Doamne, eu, că, Doamne, m-am săturat să cred ca un orb. Eu trebuie să cred că acolo este un Dumnezeu și trebuie să mai cred că, ca și cum 2000 de ani urmă, cineva ar fi murit pentru mine. Da, Doamne, eu cred asta, că e scris asta, dar, Doamne, cum eu să simt că așa e drept? Și aici este un secret. Iubiți-vă unii pe alții, fără folos, și atunci mă veți simți. Ce tare! Iubiți-vă unii pe alții fără cel mai mic folos, cel mai mic, cel mai mic. Niciun folos, nu-mi trebuie o liră de la tine. Nu-mi trebuie, eu te iubesc. Nu? Măi, ce interesant.
Erau doi frați. Unul locuia pe un munte, unul locuia pe altul. Și amândoi frați, unul avea 8 copii, dar unul nu avea niciun copil. Aveau același lot de pământ. Un hectar, un hectar. Și ăsta avea grâu, și ăsta avea grâu. Și că când venea vremea cu să strângă roada, fratele ăsta care e singurul zise, dacă eu n-am avut copii și n-am copii, știi ce să fac? Cred că lui fratele meu e greu. A să mă duc și a să-i pun în hambarul lui, de cu noapte, un snop de grâu, un snop de, un snop mai mult, să aibă ca mine, care are 8 copii, îi pun, dar fără niciun folos, nici să nu știe, să creadă că e de pe alt munte, de la alții. El nu o să știe. Fratele dimineața se trezește ăsta cu 8 copii și zice, măi, asta e ceva adevărat, cineva mi-a pus snopul ăsta de dragoste, fără să știe stânga de dreapta, și eu, să vreau să mă pricep, nu pot, pentru că știu normal că fratele meu nu e așa de iubitor. Zice, totuși eu, dacă cineva a făcut asta cu mine, am să iau snopul ăsta și să-l dau lui fratele meu, să bucur el. S-a dus de cu seară și l-a pus în hambar să nu vadă. Celălalt se trezește dimineața și zice, wow, ce tare, măi. Zice, Biblia lucrează. Dacă dai, primești. Și așa au făcut câteva luni. Interesant, pe lângă toate astea, minunea intră aceea că ei dădeau snopul unul la altul, în fiecare seară. La alții deja se terminau averile, se terminau grâinile, se terminau tot. Ăștia aveau totdeauna. Fără să ceară înapoi ceva. Interesant. Doamne, cum noi să te simțim pe tine? Domnul zice, iubiți-vă unii pe alții. Dar, Doamne, dacă nu mă iubesc și eu, frații și surorile, nu mai știu cine mă iubește. Pentru că, Doamne, eu cât te iubesc și iubesc și iubesc. Fraților, dați vă spun un secret despre dragoste. Uite, uite-te. Când soțul tău sau soția ta pur și simplu te nervează. Asta nu se întâmplă la noi, normal. În biserică la noi nu-i nimeni așa. Nimeni. Dacă este unul, arătați-l și Dorina îl filmează. Ascult, eu vă spun un secret azi. Și că el te nervează pe tine tare, sau ea te nervează tare. Iubește-l mai mult. Iubește-l mult, mult, mult. Dar cât să-l iubești? Iubește-l mult, 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 mult. Știți ce se întâmplă? Eu vă spun. Se întâmplă. Normal, Dumnezeu l-a creat pe om să vrea, să ia, și tot Dumnezeu l-a creat pe om să dea. Dumnezeu l-a creat pe om să ia și Dumnezeu l-a creat să dea. Ascultă, pe un om, dacă îi dai mult, 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 dragoste, dragoste, el la un moment dat zice, destul, nu mai da atâta dragoste, gata, prea mult, dă să-ți mai dau înapoi. Și că atunci când tu iubești, dumnezeiește, mult, 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 celălalt o să spună, gata, destul, dă să-ți dau înapoi. Tata meu a spus, tata meu când era încă printre noi, a povestit că era la o nuntă și era așa un fel de prăjitură, cum a spui zefir în română? Un fel de lapte de pasăre, știți așa, alb, moale, dulce. Da. Și tata meu, bravo, mă bucur că eu în el am mâncat. Eu vă spun cum e cu dragoste. Tata meu cânta la o nuntă cu muzicieni, acolo toți cântau. Și în timpul ăsta un copil după gard, într-un sat, la o nuntă. Dar pe vremurile alea, când stătea în rând la dulciuri, eu nu-mi prețin minte, dar au fost vremuri când trebuie să stai în rând. Mult la dulciuri. Și la cărnați. Și că un copil îi zice, un copil de acolo murdari, rufoși, rupți. Și un copil avea nevoie de, vroia tare, laptele ăla de pasăre, bucățica aia de dulce. Și îi zice, hai să comparăm bucățica aia de dulce cu dragoste. Zice, nene, îi zice tata meu, poți să-mi dai una din aia? Că era pe masă la muzicieni, cea mai bună mâncare. Dar tata meu, ceilalți spun, du-te de aici. Dar tata meu spune, ține, eu de printre gard, ține. El o mănâncă repede.
Pentru că a avut nevoie de aia, că n-avea în el niciun dulce. În el era, el a mâncat ciorbă, casă, fasole, dar dulce în el nu era. Așa sunt mulți oameni. În ei sunt tot fel de amărăciuni, dar dulce nu-i, dragoste nu-i. Și după asta, nieni, poți să-mi mai dai una? Dar tata meu când cânta, a luat una, i-a dat. Și după aceea, el a mâncat-o tot repede. Nieni, poți să-mi mai dai una? Eu vreau să vă spun, și în familie tot așa. Soțul câteodată îmblă nervos pentru că lui nu-i ajunge dragoste. Soția îmblă nervoasă că ei tot nu-i ajunge dragoste. Dă-i, întinde-i câte o lapte de pasăre. Ascultă, tata meu e de a patra, băițelul o mânca mai rar. Băițelul a terminat-o și tata zice, băițel, vin încă. El vine la gard, mai ține una. Eu de pe cincea. Dar el o mânca deja așa. Nu, nu mai intra. Și a terminat-o abia pe cincea toată. Tata mi-a zis, băițel, vin încă, a vrut să-l vadă, cât o să poată duce. Și el dă pe șase. Băițelul o ia mușcă una și zice, nene, nu mai vreau lapte de pasăre. Vreau să-ți spun ție. Ia ține-te tu de un om și iubește-l la nebunie, fără folos. El la un moment dat o să-i fie rușine și o să zic că e timpul să dau și eu înapoi. A să zic că nu mai vreau să-ți dau înapoi. Dragoste. Ia ascultă ce spune Iisus. Și că noi astăzi îl iubim toți pe Dumnezeu, dar știți de ce îl iubim? Pentru că El nou ne-a întins zilnic, încât noi n-am mai putut sta la chemarea dragostei Lui și am zis, Doamne, nu mai pot, dă-ți iubesc și eu. Uite aici. Versetul 13. Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Ne-a dat printre gard din Duhul Său. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. Cine va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Și noi am cunoscut și am crezut, dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste. Și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi. Pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. Stop! Ce mă face pe mine să am deplină încredere în ziua judecății? Că eu n-am să fiu judecat, dar am să fiu răsplătit. Dragoste. Știți de ce unii creștini, dacă te uiți atent în creierul lor cu o lupă, zici, băi, tu crezi că o să fii în ziua aia mântuit? Și te uiți în creier, acolo numai smoală. El nu crede. Știți de ce? Pentru că El nu iubește oameni, nu iubește biserică, El la toți le găsește greșeli totdeauna. Și în creierul ăla, dragoste nu-i. Dacă în dragoste nu-i, tu nu mai știi dacă mai crezi. Și tu nu mai știi dacă îți fii mântuit. Dragostea. Numai asta te face să știi precis. Mai departe, în dragoste nu este frică, ci dragoste desăvârșită izgonește frica. Pentru că frica are cu ea pedeapsă. Și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Cine se teme de toate lucrurile. Se teme că de ultima zi, de sfârșitul vieții, chiar că o să moară. Dacă te temi de asta, eu îți spun, nu știu dacă tu chiar crezi în Iisus. Nu știu dacă îl iubești pe Dumnezeu. Că normal omul care iubește și crede, zici, s-a terminat mâine. Mâine s-a terminat, am plecat la Domn. Ce te face să fii așa relaxat? Dragoste, pentru că îl iubești. Și că aici vin oameni care zic, da, eu înțeleg cu iubire și cu dragoste, pentru că ascult un om bun, eu m-am hotărât. Eu m-am hotărât să-L iubesc pe Dumnezeu și eu m-am hotărât într-o zi, Doamne, Te iubesc, gata, eu Te iubesc. Dar în versetul următor spune, om bun, nu e așa. Liniștește, calmează-te că nu e așa. Următorul verset spune că nu e așa. Următorul zice, citim toți odată, două, trei. Noi Îl iubim
Pentru că El ne-a iubit întâi. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Tomu, ești de acord cu mine că când te duceai cu țigara în mână sau la fumat sau la băut, la bătut, la curvit, încă când tu nu-L iubeai și-L urai pe Dumnezeu, atunci încă El te iubea. El te-a iubit întâi. Suntem de acord? Înseamnă că nu-i nicio merită noastră? Înseamnă că nu judecăm pe nimeni care încă nu s-a întors? Ci iubim cu dragoste și le arătăm dragostea lui Dumnezeu ca și ei să simtă că sunt iubiți întâi. Amin? Amin. Fraților, tema asta, dragostea de Dumnezeu, asta e tare minunat. Asta e tare... Dragoste omenească poți găsești 3 la 1 pound, multe. Dragoste de Dumnezeu. Arătați-mi un om cu dragoste de Dumnezeu. Acolo e creștin. Unde este dragostea asta? Bă, eu m-am întâlnit, uite, sincer vă spun, cum eu fac diferență? Dragoste omenească, dragoste dumnezeiască. E că se apropie de tine un om și îți povestește ceva despre cum cineva i-a greșit lui. Tu ascultă-l numai ce vorbește el din gura lui. Și tu ai să vezi, acolo este dragoste omenească sau dragoste dumnezeiască. Dacă e omenească, omul să-l judece pe celălalt. Dacă e dumnezeiască, o să-l iubească. Și o să zic, cum să facem? Ca să fie pace, să fie bine, să fie liniște. Cum să facem? Și e că omul de mine s-a apropiat, poate și de voi, s-a apropiat diferiți oameni, frați din diferite biserici, mă scriu, mă sun. Frate Dumitru, nu se mai poate. Imposibil, incredibil așa ceva. Deci eu cu soțul, din toată inima, vreau să lucrăm și la mine în cap de dat stă. Tot ce faci și ce ai făcut e la gunoi. Nu se socoate. Este invers, eu întreb, cum mai răbzi? Dar ce, Domnul n-a răbdat mai mult? Domnul a răbdat mult, a iubit mult. Și eu nu am puterea asta, dar când mă uit la crucea de la Golgota, mă uit la Iisus, încep să mă învăț să răbd, să iubesc ca El. Eu îți spun, lângă așa un om mi-e plăcut stau, mi-e plăcut să beau din dragoste care este în el. Dacă în acolo, frate, nu se poate, gata, deci imposibil, incredibil, zic, ca tine, 100 la un pound. 100 la un pound. Da? Tema dragoste. Avem nevoie de dragoste dumnezeiască? Amen. Uite-ți odată să avem. Avem. Avem sau amin? Avem. Numai cei ce iubesc, și aici încheiem, numai cei ce iubesc, o să meargă în ceruri cu Dumnezeu. La urmă, limbile, se vor opri, vor înceta. Toate limbile vor înceta. Eu vă spun cum e. Chinezii vor vorbi, da? S-a oprit chineză. Limbile rusești, mă пойдем, и придем, и что-то хорошо. S-a oprit. Limbile s-au oprit. Engleză, and we coming, sorry, quickly go. Limbile vor înceta într-o zi. Și limbile astea tot vor înceta. Șarabarabarabarabarabaraba. Și astea vor înceta. Limbile vor înceta. Prorociile se vor termina. Așa vorbește Domnul. Se termina. Omule, tu care ai fost. Limbile se vor înceta, prorociile se vor... Dragoste va rămâne. Dar nu tot felul de dragoste. Numai dragostea dumnezeiască. De atâta în ceruri, frate și soră, fii tare atent. Dacă cumva tu te răcești și n-ai chef de cuvântul Domnului, n-ai chef de adunare vreodată, n-ai chef, nu Dumnezeu e vinovat cu nimic. Nu veghezi asupra dragostei care Dumnezeu ți-a pus-o în tine și vrea să veghezi asupra ei. Antrenează-te, știi cum? Exact cum boxerul, da?
Tu te duci să ajuți pe un om, tu te duci, da, tu ca la antrenament, tu te duci. Dar omul ăla, tu l-ai ajutat și el ți-a călcat în suflet, da? Și ți-ți vine să-i dai, tu te duci deodată așa antrenant și îți dai ție în nas. Antrenează dragostea din tine. Și zi, ascultă atent. Trezește-te, știi cum boxezi? Trebuie să iubești. După asta vii înapoi, înțelegi, mai m-a săturat omul ăsta. Te duci iar într-o parte, antrenezi dragostea. Hop, 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 știi, te duci, bați, ți-ai dat în nas. Pentru că tu trebuie să iubești. Altfel te stingi. Altfel dragostea care tu nu veghezi asupra ei se stinge, tu nu mai vrei să citești Biblia, este răspunsul. Tu nu vrei să te rogi, tu nu vrei să cânți, tu nu vrei nimic. N-ai dragoste dumnezeiască. Dumnezeu spune așa, pot să se clatine munții, pot dealurile, pot să iasă Anglia din Europa, să intre înapoi în China, pot să întâmple nu știu ce. Dragostea mea nu se va muta de la tine. Eu te iubesc, câinele puțin ce iubești. Eu, Dumnezeu, te iubesc cu adevărat. Solomon spune, învățați de la furnicia aia, învățați de la greierea asta. Dar eu vă spun astăzi, hai să învățăm de la câini cum să iubim fără folos. Câinele niciodată nu spune, eu de 3 zile păzesc casa și tu 3 zile nu mi-ai dat mâncare. El nu spune. El îți duce și mănâncă undeva la un colț de magazin și vine înapoi acasă. Și nu supără. Dar știi el de ce nu poate vorbi? Pentru că dacă câinele putea vorbi, trebuia să-i mustre pe oameni în fiecare zi. Da. Fraților, asta e tema de azi. Dragostea dumnezeiască. Amin? De atâta când vreodată ești supărat pe ceva, sau pe un frate, sau pe o soră, apropie-te și spune, ascultă atent, chiar dacă tu mi-ai greșit, chiar dacă tu ești greșit, iartă-mă pe mine pentru că eu m-am supărat. Dar dacă m-am supărat, înseamnă că te-am iubit, omenește. Dacă eu m-am supărat, te-am iubit, omenește. Dacă eu mă antrenez și n-am să mă mai supăr pe tine niciodată, dar de ce? Vreau să iubesc ca Dumnezeu. Ca într-o zi când toate limbile vor înceta, eu să rămân în picioare. De ce eu rămân în picioare? Că dragostea veghez asupra ei, o antrenez, stau în Hristos. Amin? Așa trebuie să fie. Așa trebuie să fie. Bărbaților mai scrie așa verset, iubiți-vă nevestele cum Hristos biserica. Cum a iubit Hristos biserica? Și-a dat viață pentru ea. Dați-vă și voi viața pentru frați. Cum să-mi dau viață? Pentru frați. Eu o oră în plus nu pot să o cheltui. Pentru că la mine timpul costă bani. Dar tot despre viață nici nu vorbi. La tine timpul costă bani. Frate și soară, dragoste. Hai să venim înaintea Domnului. Toți oamenii plini de dragoste. Dacă ești cineva care a iubit până astăzi omenește, roagă-L pe Dumnezeu să te treacă la prima etapă, să iubești ca câinile, măcar, și la a doua etapă, să iubești cum iubește Dumnezeu. Amin?